Bine, am găsit, dragii mei, la un nou episod, un nou episod care a întârziat vreo săptămână, pentru că a trebuit să mă recuperez dintr-o laringită. Așa se întâmplă în momentul în care ai o grămadă de vorbit și îți mai și place să vorbești și nu ai grijă deloc de gâtul tău și nu te hidratezi. Din asta am învățat foarte multe. Și din asta au învățat și oamenii cu care am vorbit, că până la urmă nu este plăcut sub nicio formă să schelălăi niște cuvinte, având pretenția să fii cât de cât carismatic. Însă iată că acum lucrurile sunt mult mai bune, am învățat să mă rehidratez și să mai profit și eu de remediile naturii, astfel încât vocea mea să-și revină. Dar, mulțumită unor cunoștințe pe care le am, am reușit, de exemplu, în acest weekend să fiu capabil să țin un curs mai mare de 8 ore despre miracolele Feng shui urban, deși, teoretic, aveam laringită și trebuia să fiu într-o pauză vocală, cel puțin recomandată de colegii mei medici. Și totuși nu i-am ascultat, am ținut acest curs, după părerea mea a ieșit foarte bine, am primit și niște bucăți de feedback extraordinare, inclusiv teme rezolvate, oamenii au câștigat o grămadă de lucruri și a ieșit totul foarte frumos. Și cineva m-a întrebat chiar astăzi o întrebare foarte bună care m-a făcut să aleg pentru prima oară să fac public ceva. Și să vă vorbesc astăzi în acest scurt episod despre un secret de-al meu pe care îl folosesc și pe care l-am folosit și de această dată. Am fost întrebat cum ai făcut ca într-un episod acut de la ringită în care teoretic nu poți să vorbești, iar dacă vorbești lucrurile sunt destul de dureroase. Totuși să reușești, fără să iei vreo pastilă, să-ți revii și să fii în stare să susții un curs. Ba, mai mult de atât, să fii în stare să vorbești destul de tare și destul de răspicat. Și atunci am spus, a, păi eu am un secret pe care îl știu de vreo 20 și ceva de ani și pe care l-am primit de la un șaman, Huna, pe care l-am cunoscut de mult, un șaman din Hawaii. Și acest secret este o mantră. Este o mantră care vă va schimba viața și pe care personal n-am văzut în prea multe locuri persoane care o să o facă publică. Este o mantră pe care o primești de obicei în momentul în care ai norocul și binecuvântarea, așa cum am avut eu și atunci, să cunoști pe cineva care să o știe, care să considere că o meriți și să ți-o ofere. E sigur că mantra asta făcea parte dintr-un pachet un picuț mai mare de cunoștințe. Însă m-am gândit și mi-am întrebat și eu ghizii mei spirituali și sfatul a fost similar, că poate dacă te uiți astăzi sau în orice altă zi la acest filmuleț, înseamnă că ai nevoie de această mantră. Și realmente, este o mantră care îți va schimba viața în bine, evident. Este o mantră care te va face să ai mult mai multă putere și care îți va oferi șansa să ai o viață absolut extraordinară de acum încolo. Înseamnă că nu o să se mai întâmple nimic rău, nu o să faci poate niciodată vreo laringită. Ei, na, normal că o să se întâmple viața, e până la urmă suișuri și coborușuri. Suntem, vrem, nu vrem, sub egida legii ritmului din care nu putem să ieșim. Se întâmplă și lucruri bune, se întâmplă și lucruri rele. Ideea este că atunci când se întâmplă ceva neplăcut, noi să fim în stare în primul rând să învățăm lecțiile care sunt oferite de acel eveniment, așa cum am învățat și eu că poate e bine să mă hidratez mai mult și să iau niște sirop de propolis. Și, la fel, atunci când se întâmplă un eveniment neplăcut, este poate recomandat să învățăm, să aplicăm esența a ceea ce noi știm și cunoaștem. Pentru că una din marile greșeli pe care majoritatea oamenilor le fac în drumul dezvoltărilor personale și în cărarea evoluției lor spirituale este să se complice, să se complice într-un mod absolut crunt. Ne-am transformat în colecționari de nume angelice, ne-am transformat în colecționari de tehnici și ritualuri, ne-am transformat în colecționari de caiete, de cursuri, de tone și tone și tone de lucruri care sunt foarte bune. Care sunt extrem de utile, dar pe care, pentru că nu le repetăm suficient de mult, nu le reținem. Nu știm ce și când să aplicăm, pentru că nu știm să prioritizăm cumva toate acele tehnici și ritualuri. Și atunci eu merg pe ideea că, în engleză, basics always apply. Lucrurile de bază întotdeauna se aplică. Și în aceste basics, în aceste lucruri de bază, eu personal mi-am făcut un pachetel, o bocce a mea mentală, în care am câteva tehnici, metode, știu eu, mantre, nume de îngeri și mai departe, pe care orice aș face, nu-i uit, pe care orice aș face îi am cu mine și mă ajută în toate situațiile neplăcute prin care pot să trec în această viață. Și prin această celuță una dintre uneltele cele mai importante și cele mai puternice pe care eu le folosesc este această mantră Huna, această mantră hawaiană pe care am primit-o de mult, de mult de la unul dintre maestrii mei. Și o să vă dau și vouă astăzi. Da, o să o fac publică și o să puteți să o folosiți, evident, dacă doriți. Este total lipsită de reacții adverse, este total lipsită de contraindicații, are doar un efect benefic extraordinar. Și ca să o înțelegeți, Vreau să vorbesc un pic despre esența a ceea ce contează în viața noastră. În viața noastră, noi interacționăm cu lumea și cu Universul prin mai multe cărări: prin gânduri, prin vorbe, prin faptele noastre și prin gesturile noastre. Gândurile noastre sunt cele care ne generează Universul interior, sunt cele care ne generează trăirea interioară. Gândurile noastre sunt cele prin care noi dăm comandă propriului nostru sistem nervos și propriului nostru creier să facă ceva anume. Vorbele noastre sunt cele prin care interacționăm cu semenii noștri. Prin vorbele noastre putem să le ungem sufletele și inimile sau putem să le tăiem aripile. Aveți grijă câteodată ce vorbiți sau ce iese, iese. Vi s-a întâmplat vreodată să răniți pe cineva din vorbe, dar să vindecați pe cineva din vorbe? Problema pe care noi o uităm este că nu doar gândurile ne influențează pe noi, ci ne influențează inclusiv vorbele. Pentru că noi, vrem, nu vrem, și fără să fim psihotici, vorbim cu noi înșine. Nu vi s-a întâmplat niciodată să vă surprindeți citind o carte sau uitându-vă la un film sau pur și simplu contemplând viața, să vorbiți cu voi înșivă să aveți acel glas interior, acea voce interioară care să vă ghideze, să vă îndrume și să uh, vă orienteze. Este ca și cum avem un sfătuitor interior, un maestru interior cu care noi vorbim și cu care noi ne înțelegem mereu și permanent. Asta este glasul interior sau vocea interioară și vorbim cu noi înșine fără să vrem de multe ori. Iar faptele sunt modul prin care noi interacționăm cu universul în sine. Arătăm universului ce vrem să ni se întoarcă prin ceea ce facem. Pentru că vrei, nu vrei, crezi, nu crezi. Și aici, cu siguranță, sunt o grămadă de oameni care nu cred în lucruri paranormale. Asta nu e un lucru paranormal. E un lucru absolut natural. Ce faci, aia găsești. Ce faci, aia primești. Ce oferi, aia ți se întoarce prin faptele noastre noi arătăm universului ce vrem să primim. Vrei uh, să fii agresiv? Ești agresiv. Vrei să fii rău cu oamenii din jur? Vrei să le faci rău oamenilor din jur? Arăți universului că tu la rândul tău vrei în viața ta să ți se întâmple agresivitate, rău și tot ceea ce este nociv. Ești blând, ești altruist, ești înțelegător, uh, ești de ajutor celor din jur. Așa arăți Universului că și tu vrei în viața ta să primești ajutor, să primești bunătate, să primești altruism. Iar gesturile noastre care fac cumva parte integrantă din faptele noastre sunt modurile prin care noi ne trădăm realitatea interioară. Pentru că de multe ori noi una spunem, alta gândim. Una facem, alta vorbim. Apar aceste disonanțe uh, duale între gând și vorbă, vorbă și faptă faptă și gest. Tu poți să spui, vai, ce bine îți stă cu rochia aia și gândul tău să fie, vai, de capul meu a răscut un tank. O disonanță între gând și vorbă. Vorba poate să fie disonantă de faptă. Da? Spui, da, o să vin să te ajut, o să mutăm împreună mobila și o să facem curat, iar fapta cântă greierii. Nu te duci să ajuți. Sau uneori, te duci să ajuți, vii, să muți mobila și gestica ta, oh, îți dai ochii peste cap, arată că nu-ți face absolut deloc plăcere să te implici în acel ajutor. E, și tocmai aceste disonanțe prin care noi încercăm să vrăjim universul și să-l facem că, să ne facem că ne place ceva, nu prea ne ies. Pentru că universul, din păcate sau din fericire, depinde cum priviți situația, e mai inteligent decât credem noi. Și atunci ideea este, sunteți pregătiți să vă asumați măcar una din aceste 3-4 cărări fundamentale ale gândului, vorbei, acțiunii și gesticii, astfel încât să obțineți ceea ce vă doriți? Pentru că lucrul pe care noi îl uităm de fiecare dată când lucrăm în lumea spirituală, în lumea energetică, în lumea gândului, în lumea manifestării, este că, dincolo de gând și dincolo de faptă și dincolo de gestică, cuvintele noastre au putere. Să nu uităm. Ce spune în Biblie? Și Dumnezeu a spus să fie lumină. Și a fost lumină. La început a fost cuvântul. Și cuvântul era la Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. Oameni buni. Cuvintele au putere. E, am găsit, după ce am primit inițierea în această mantră pe care încă nu o știți, e misterioasă, cercetând, am găsit încă două culturi care au o mantră similară. Pe lângă cultura hawaiană, huna, am găsit cultura nordică a Islandei și am găsit cultura Yoruba, cultura Yoruba africană, una dintre cele mai veche forme, vechi forme de credință și în toate aceste culturi am găsit aceeași mantru, pe vorbele lor, cu cuvintele lor probabil într-un limbaj arhaic care poate cine știe nici nu mai există, nu știu că nu sunt lingvist. Însă cert este că în toate marile culturi, dacă vă duceți și în cultura Egiptului Antic, și în cultura Mesopotamiană, și în cultura islamică, găsiți aceeași mantră. Mantră, bineînțeles, traductibilă și reductibilă la ceea ce în o română am spune cuvântul meu este puterea mea. Cuvântul meu este puterea mea. Ce spuneți chestia asta după mine? Cuvântul meu este puterea mea. În momentul în care noi începem și internalizăm această propoziție, cuvântul meu este puterea mea, în acel moment creierul nostru începe din nou să-și reamintească faptul că tot ceea ce noi spunem și mai ales tot ceea ce noi ne spunem este putere pură. Voi aveți idee? cât de multe din stările noastre, cât de multe din trăirile noastre, cât de multe din lucrurile care nouă ni se întâmplă, ni se întâmplă pentru că noi, prin propriu cuvânt, fie facem să ni se întâmple, atenție, fie nu facem nimic ca să nu se întâmple, ah, ce mă doare cap, mă doare cap, mă doare cap, mă doare cap, mă doare piciorul, mă doare piciorul, aoleu, sunt așa, sunt pe dincolo. Păi, spuneți de suficiente ori lucrurile astea și cuvântul tău fie adus în interior, fie dus în exterior. Ești așa și pe dincolo. Da? Crează realitatea. Și creează realitatea asta, e demonstrată inclusiv neurologic. Nu mai e nicio urmă de îndoială, o grămadă de neurologi și neurochirurgi și cercetători deja au demonstrat faptul că cuvintele noastre, prin rezonanța lor interioară, creează schimbări inclusiv la nivelul cortexului cerebral. Ei bine, înțelepții din vechime, fie din Hawaii, fie din Africa, fie de oriunde ori fi fost ei, fără să aibă acces la remeneuri și fără să aibă acces la tot felul de device-uri astea moderne, medicale, ei știau deja lucrurile astea. Și atunci, în tradiția Huna, există o mantră pe care o să vă dau acum și pe care o să o fac publică pentru prima oară din câte știu eu în tărâm românesc. Și această mantră este O Kau olelo kou mana. Apare acum și scris. O kau olelo kou mana. Tradus s-ar putea să, să, sune exact ca românescul pe care vi l-am dat mai devreme. Cuvântul meu este puterea mea. Mana. În tradiția Huna, în tradiția hawaiană, este acea, acel echivalent de chi, chi, energie, prana. Este puterea energetică supremă. Și atunci când spun o cau, cu Mana, eu îmi afirm în interiorul meu că puterea mea este cuvântul meu și cuvântul meu este puterea mea. Dar ce face această mantră să fie o mantră? De ce nu pot să zic pur și simplu în românește cuvântul meu este puterea mea? Sigur că pot să spun cuvântul meu este puterea mea, pot să o repet la infinit ca pe o afirmație. Și e foarte bine și cu siguranță ajută. Însă știți voi cum sunt mantrele. Mantrele sunt formate din silabe, din cuvinte, din litere vechi, din cuvinte care au deja un egregor, care au fost folosite deja de nenumărate ori în ritualuri mistice, care au deja o încărcătură vibrațională deosebit de puternică. Iar o ca olelo, umana este o astfel de mantră. În momentul în care o veți rosti, vibrația celulelor voastre, a țesuturilor și a organelor voastre se va schimba și se va transforma și va deveni generatoare de chi, de prana, de chi, de energie, de mana, până la urmă, pentru ceea ce vreți dumneavoastră să manifestați. Și atunci, deși eu aveam laringită și sunam ca un cățel călcat pe coadă care reușea să vorbească trei vorbe după care nu mai putea să vorbească, înainte de cursul de Feng Shui din weekendul ăsta am spus, nu frate. Eu nu pot să am în cursul ăsta. Sunt 100 de oameni care sunt interesați și care vor să afle informații de la mine. Așa încât m-am dus frumos în fața oglinzii și am spus O cau o Eu pot vorbi fără niciun fel de piedică și pot susține acest curs fără niciun fel de problemă. O cau o mana Cuvântul meu este puterea mea. Și de îndată ce am spus lucrul ăsta, ceva s-a schimbat în mine, ceva s-a transformat în mine, și într-un mod aproape miraculos, fără să exagerăm acum, am reușit să țin acel curs. Vi se pare poate un nimic. Dar e un exemplu din viața mea, pentru că știți foarte bine, eu sunt destul de experiențial și vin și dau exemple personale. Este un exemplu din viața mea în care am folosit această mantră și a funcționat. Ea a funcționat de fiecare dată. Când folosești mantra asta? ori de câte ori vrei să dai putere cuvintelor tale. Eu o folosesc atunci când am acele discuții interioare cu mine însumi, atunci când mă uh, sfătuiesc cu maestrul meu interior. Și înainte de a avea o discuție, o cau o le o umană. Cuvântul meu este puterea mea. Și atunci tot ceea ce îmi spun eu în capul meu devine putere. O folosesc atunci când vreau să fac o inițiere, când vreau să transmit ceva prin cuvinte, o ca o alerocă umana Cuvântul meu este puterea mea. Tot ceea ce iese acum pe gura mea este putere, este energie pură. Dar aveți grijă ce iese pe gura voastră. Să nu dați putere și energie unor cuvinte urâte. Da? Dacă vreți, puteți. Dar de ce ați face chestia asta? Iarăși vreți karmă nevirtuoasă, iarăși vreți să anunțați Universul că vreți să suferiți? Nu e cazul. Ori de câte ori vreți ca ceea ce spuneți voi să aibă putere, folosiți înainte mantra asta. Puteți să o rostiți o dată, de două ori, de șapte ori, de câte ori vreți voi, rostiți-o în mod intuitiv. Maestrul care mi-a oferit-o spunea că în mod tradițional se rostește de trei ori sau de 21 de ori, dar asta nu vă împiedică sub nicio formă să vă lăsați intuiția liberă și să o folosiți de câte ori vreți voi. Vă dau libertatea, pentru că acum aveți acces la această bucățică de cunoaștere care veți vedea că realmente vă va schimba viața, să experimentați și să vedeți ce se întâmplă. Puteți să o folosiți în lucruri banale. Te duci la piață și vrei să găsești roșii proaspete. O ca loco umana Merg la piață și găsesc roșii proaspete. Spui chestia asta, o spui cu vorbe. Trebuie să fie cuvânt, nu doar gând. Și atunci merge la piață și vei găsi roșii proaspete. Sau poți să o folosești la lucruri cât se poate de uh, înalte. Eu, de exemplu, vă dau sfatul să faceți o echivalență între această mantră și aplicarea puterii intenției voastre. Vrei să faci o meditație? Vrei să intri în acea meditație și să fie o meditație puternică? O, ca o leloco umana! Acum intru în stare de meditație și voi avea o meditație extraordinară. O spui cu vorbele tale! Cuvântul tău devine putere, și meditația pe care o să o faci o să fie absolut extraordinară. De fiecare dată când îți stabilești o intenție și vrei să-ți stabilești acea intenție verbal, cu vorbe, înainte de a o stabili, folosește această mantră. O dată de 3 ori, de 21 de ori, de câte ori simți tu, și atunci cuvintele tale vor prinde putere. Pentru cei curioși, am regăsit această mantră și în tradiția uh, islamică, tradiția nordică, runică, veche. Și acolo mantra era ord mit ermatur min. Ord mit ermatur min. Tradus ar însemna Cuvântul meu este puterea mea supremă. Iar în tradiția africană Iorubă, mantra asta era Oromi ni agbarami. Oromi ni agbarami. Cuvântul meu este puterea Universului. E, dacă în atâtea tradiții apare, ce-ar fi să vă jucați și voi cu această cunoaștere? Este total sigură și este benefică și vă poate schimba viața în bine chiar de acum. Bineînțeles, dacă vrei, dacă nu vrei, asta e viața. Dragii mei, până data viitoare, vă mulțumesc că ați avut răbdare să mă ascultați și credeți-mă că acest episod este foarte special pentru că ați primit o bucată de cunoaștere absolut fundamental. Nu știu cât o să las acest episod public. Poate că la un moment dat o să-l șterg de pe YouTube. Dar deocamdată am și sfatul ghizilor mei să-l mai las. Mult succes! Apăsați pe butonul de subscribe, pe clopoțel pentru notificări și până data viitoare vă doresc o viață minunată și fie ca cuvintele voastre să aducă întotdeauna mângâiere sufletelor, minților și inimilor tuturor semenilor noștri.